Episodul ăla l-am făcut de vreo jumătate de oră, am zis că pot să filmez jumătate de oră, dar din păcate nu am putut. Și nu știu, cam atât. N-am putut să filmez acest, n-am putut să, adică l-am filmat, dar n-am putut să pun episodul ăla pentru că mi se ducea până la sfârșit, adică încărcarea la YouTube, dar procesarea nu se întâmpla. Deci era foarte ciudat cum se întâmpla procesarea. În fine, hai să dăm un rezum. Suntem aici la peștera lupilor, unde am rămas. Asta am făcut decât o misiune la Sebal și asta era misiunea la asta la Amita. Chiar îmi pare foarte rău că n-am asta terminat. Dă-mi dau un cap. Hai mă, what the fuck, one frame. A, astea sunt. Holy shit. Băi, proști. Iau. Băi, dar mi-a arătat că e dacă sunt. Ok. În fine. Porcii ăștia sunt foarte rari, am văzut pe YouTube. Am zis că sunt foarte rari. A, nu, wild. Cred că e normal. În fine, dacă vin după mine, eu mor eu. Nu sunt chiar așa nab. Uite chestia. What the f. Bă, mă enervează că n-am armă, naiba. Foarte, foarte. Nu știu că n-am armă. Uite, ce facem cu asta? A, treia învârtită. Ce? Are niște chestii care sunt destul de mari. Mori. Așa. Hai să le luăm armele. Că vreau neapărat arma, nu mai pot să suport arcul ăsta tâmpit, e o tâmpenie de ar. AK, are AK-47, o, frumos. Chiar aveam nevoie de o AK-47. Chiar nu-mi place arcul ăla deloc. Stați să-mi uit, a, nu, la pentru crafting, așa. Hai să încercăm să craftăm ceva în episodul ăsta, un weapon. Ah, putem să-mi fac deja unul. Mai alar tap. Ce este tapir, mă? What the fuck, tapir? N-am mai auzit de animalul ăsta. În fine, ce weapon? Ah, da. Dar n-avem și de muniție, nu există. Ah, uite, amo. Ah, am putut să fac cu de ciudat. Brahail. Abar. Ah, e căprioara, căprioara aia de la început. What the fuck? Heavy ammo. Bengal Tiger, what? Ce tare. Cred că e greu rău să-l omori pe ăla. Și pentru asta ne mai trebuie Maltair Tapir. Păi eu cred că ne ajunge câte. Sau hai să mai găsim. Vedem dacă avem pe hartă un tapir de ăsta, cum se numește. Care-i. Stai. Billboards. Da. Deci ne avem tapir. Probabil mai încolo, când o să mai deblocăm noi turnurile astea. Hai să deblocăm turnul ăsta cum naiba dau. Nu. Îmi dau, mă. A, waypoint, ok. Deci, mă. Bă, ce? Asta e proastă, mă. Trage așa în sus ca o handicapată. What the fuck. Deci, acum voi filma maxim 20 de minute. Depinde de misiune. Eu să încerc să închei pe la. Mamă, și de aici să mai audit cum de armă, frate. Hai că nu-i foarte departe. Bă, dar n-avem o mașină și noi. Ia-ți dai, nu știu, iau o mașină? N-au mașină. Nu merită. Bă, unde n-ai. Uite, un sat acolo sau o casă. Acolo cred că sigur găsesc o mașină. V-am zis în episodul de The Forest că mi-am luat un microfon nou, de asta aud mai bine. Mi se pare că are o claritate super bună. Adică acest microfon e de la de studio. Deci, stați să vă zic ceva. A, uite, nu, nu, nu. Hai că în aer vă zic ceva. Când se aseau ăsta. Că n-am mai zburat cu așa ceva. Mergem la turnul ăla. Deci, m-am uitat la un review la un microfon înainte să mi-l iau și pă. Deci zicea la. Astăzi o să vă arăt un microfon de studio. Asta mi-a zis un microfon de studio. What the fuck? Microfon de studio.
Adică mi se pare destul de prost. Căcat. Căcat. Ai bă, ce prost am fost. Trebuie să merg la turnul ăla. Unde sunt? Că... The fuck, ce om tâmpit. În fine, hai să mergem. Ăștia care cântă în timp ce sapă. Gata, luăm din nou ăsta. Nu, că n-o să avem cum. Trebuie să aterizăm mult mai jos de ăla. Haide. A, nu, nu neapărat. Hai să-l ținem drept așa. Uite, vezi, vezi-ne, înainte de asta e o pădure acolo. Și cred că poți, nu, ceva, să nu aterizezi pe stânga, să aterizezi pe iarbă. Nu, de copac, uite, acolo e perfect, zona e perfectă. Să nu intru în copacul ăsta. E, hai cam e și frumos. Dar tot mai avem vreo 100 de metri, adică după asta probabil o să mai fac o misiune dacă am timp. Ah, uite, aici era, mă. Sau nu e? Și aici e un turn, mă? Ah, nu, ăsta e turnul care l-am copturat deja. O mașină aici, please. Da. Da, nu e așa. Așa, hai că am făcut frumos, am învățat să fac și asta. Ai, bă! Așa, hai că am reușit, hai că am reușit. Cred că sunt chiar n-am apucat prima dată. Acum să nu ajungem noi acolo destul de repede. Oare pot să mă urc pe ăsta aici? De aici? Space? Ah, lasă, mai bine nu mai mor încă o dată. Sau dacă mă duc la turul ăsta... Bă, dă-l naibii, bă... Mă duc la misiune, gata. Deci mă duc la misiune acum, nu mă mai duc iar acolo, că iar mor și nu mai vreau asta. Deja credeți că sunt foarte nap la jocul ăsta, dar nu sunt. Nu chiar, nici chiar așa. În fine, sunt eu la început. La, abia la 2% sau ceva de genul, cred. Da. Hai să mai punem către misiune, uite misiune aici. Așa. Bă, ce noi am? Nu, pe aici ar trebui să mergem, adică logică. Nu au semnal. Ce greu e să conduci, bă. E greu să conduci, într-adevăr. Adică, chiar e. Mai ales ATV-ul ăsta e foarte ciudat să-l conduci. Opa, 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 opa. E o mașină așa bună, adică nu e mașină, e un vehicul așa bun. Cerp, 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 ăsta-l vreau, ăsta-l vreau. Aaa, căcat. O, crud aici, la mine n-ați mai văzut voi niciodată. Ia uite, o, oh, mamă, direct headshot. Asta e bună. Cred că e de-aia care... A, nu, e yellow. Cred că e de-aia verde care e bună. Hai bă, pe bune. Ce ciudat. Am intrat în ala ca un nab. Hai că nu mai avem, mai avem decât un pic. A, avem. Da, hai că avem. A, ce ușor e să conduci așa. Gata.
Mă, bă, ce să tragi aici, bă, ești prost. Cine este? Mă, ce să tragi aici, doamne, ferește. Ok, boss, nu trage. Nu. Hopa, boss. Welcome to my church. Away from church. It sells guns? Of course. Well, the meek shall inherit the earth, my friend. All they need are some good guns. Revelation 5:5. It is the most invigorating weed. And one of the elders saith unto me, the root of David hath prevailed to open the book and loose the seven seals thereof. Bă, cum face asta, bă? Și când are dintele la față, what the fuck? Return to us as a lion, a warrior. So, I started thinking to myself, when the son of God is reborn, what gun would he use? When Christ returns to break the seven seals and bring about the rapture, he returns as a lion, yes? A lion needs teeth. What gun would Jesus? Și ce cântă ăștia afară, băi, ești prost. Deuteronomy 32:47. For there are no empty words for you, but your very life. Or maybe Revelation 19:11. The discretion of a man deferreth his anger. I don't know what you're talking about. A soldier knows. A soldier always knows, for we have seen the rapture and survived it. You need guns to do righteous work, AJ. For every gun is a Bible. What the fuck? Every bullet, a sermon. What? For every radio tower that you da, boss, m-am prins că ești nebun, lies, I will give you something. A reward. This is for the first line. Planetport is under attack. Yes, we need fighters here. Sabah, now. What's happening? We're under attack. Stay away. Oh, shit. Acum a venit Sabal pentru fratele nostru Sabal, orice, pentru amintea proastă, nimic. And proclaim the gospel to the whole of creation. Pa, boss. Bine. Bă, și prost unde mi-e atât. A, uite, mă. De-i bă. Îl salvăm noi, bă, fratele Sebal. Ce aveți? Oh, mă, ce rutaur. Da, chiar, care fi mai puternic un genocer sau un taur? Habar n-am. Cred că un genocer bate un taur. Nu, în fine, asta e părerea mea. Să-mi ziceți și părerea voastră. Bă, trebuia să intru în ăștia. Sunt proști, nu știu să tragă, bă. Hai că să duc ai noștri, știi cum îi bat? Doi ai noștri bat pe trei de-ai lor. E ceva în plus, cred. Adică sper eu, nu cred. Sper. În fine. Cred că cred și sper înseamnă cam același lucru. O luăm pe drum frumos, că dacă luăm așa urât, poate ne răsturnăm naiba și nu vreau asta. Mamă, ce e aici, bă, ești prost. Bă, ești prost. Iu. Mamă, ce i-au făcut ăștia, mă, jucășiște aici? Dar ăla nu era un inocent civil.
Băi, și prostata n-a murit, cine e acolo? A. Ce ce-a spus? Bă, ăsta vine la mine, bă! Nu mă dau aici. Ce gosul mai bine. Da, you motherfucker. Hai, bă, pe bune la misiunea asta am putut să pierd. Nu vine de la stream. I'm here, Sabal. How can I help? Damn it! Keep your head down and save whoever you can. I'm not far. I'll be there soon with help. Unde sunt ăștia? Ăla e al meu. Aia e o babă. Ia uite-l mă pe boss. Ia mă. Păi dacă vrei tu, normal că-ți dă Alex. Dacă nu știa să pe mine mă cheamă Alex. O, băi, ești proști! Chiu! Mă, mulți, băi, aia era lungă mine, bă, așa proști sunt ăștia, nu? Bă, bă, ăștia vin lângă tine, mă, frate. Băi, ești... What? Asta era mea. Hai bă, iar? Bă, dă-o naibii de misiune. Hai că putem. Boss, unde mai sunteți? Nu, băi, ești prost și aici.
ajută. Unde ești, mă? Mama, what the fuck? Așa, am găsit după Batra. Pare că am trebuit să încheiem acest episod, că deja avem 25 de minute și mie să nu se întâmple la fel. Hai că acum îl încheiem. Hai să încheiem misiunea asta și acum o să încheiem. Mamă, ce... A fost destul de grea misiunea asta, adică prima misiune cu arme este o de așa de grea. I'm alright. Facele Sebal e cu noi aici. She's just a child, Sebal, and she's terrified. I'll take her home. Then we'll worry about the people, okay? Aulă, săraca Amita. You're okay. Mare copilă lui Amita, băte pomeni. Dar nu cred că e. We hit Paul's house, he slaughters a village. Mori, Amita, mori. Mori, hai, te rog. They took the outpost, and they have hostages. Fine, the outpost first. Without it, we're cut off from the others. Te naivi, Amita. Deci, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share. Un share nu, că nu prea aveți unde. Un share și un subscribe. Și noi, desigur, o să ne vedem data viitoare la următorul de episod, nu știu, de Far Cry 4 sau de altceva, de The Forest, ceva de genul. Ok, pa!